Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog, oameni buni, e 5 de dimineață, dar nu mai contează asta, pentru că suntem pe poziție aici și vedeți că radiez de fericire, pentru că de multe ori începem vlogul, mai suntem și supărați, unele lucruri nu ne ies, dar aici trebuie să fiu tot timpul cu zâmbetul pe buze pentru voi, dar de data asta nu am niciun motiv să nu fiu bine, să nu fiu fericit, pentru că... Aproape a ajuns la final pe partea cealaltă. Bine, și când zic aproape, nu-i chiar aproape, pentru că pe fața aici, la balcon, o să vreau să vin cu scândură dintre asta nou. Chiar dacă nu prea este ea prea bună, pentru că o să vină verde. Și nu o să arate exact ca asta. Asta vine una lângă alta și nu o să se mai strâmbe, că deja este uscată. Dar uitați ce vreau să fac, hai să vă arăt. Să le arătăm imediat. Din partea asta de aici până aici o să vreau să vin cu scândură nouă, ca să arate într-un fel în balconul ăsta până îl închidem. În schimb, au ajuns băieții până aici, lângă balcon. O să vină să le taie pe astea. Deci totul prinde formă pe zi ce trece. Acum băieții, nu știu, cred că o să se apuce din partea cealaltă, din spate de acolo. O să vină cu partea cealaltă. Să cam închid aici totul. După care o să vină cu drujba și o să decupeze pentru geamuri. Nu știu, geamurile cred că se pun înainte. Nu știu. Ia să întrebăm, să vedem. O să mergem și pe sus pe acolo, să vedem cum arată și de sus. E păcat că n-am dronă, că vă arătam direct din dronă, că nu știu ce naiba, nu mai mi încarc bateriile. Dar ușor, ne apropiem de finalizare. Ia uite până unde au ajuns. Să vedem, cred că începe din partea aia. Domn Florin? Începeți după aia din partea aia, nu, Ionică? Ionică, începeți din spate după aia, nu? Deci începem tocmai de acolo, din cap, și o să venim către față aici. Au luat băieții, au selectat toată scândura de acolo, mai sunt și tachețe aia care sunt pe jos și mai sunt aia care sunt acolo împachetați. Uitați-vă câta grămada de lemne. Câta mai grămada de lemne a rămas aici. Și mai pe românește așa, o să venim cu partea cealaltă. Cu partea cealaltă, cu scândura, după ce se termine cu scândura, o să vină cu folie, cred, sau nu știu ce. O să mai trebuiască comandată niște folie. Hai să mergem pe sus pe aici, să vedem ce se întâmplă. Și începem și pe partea asta. În sfârșit. Bine, n-am terminat încă partea cealaltă, dar 523 e perfect. E linie, uite. Cât e? 523? 523 partea asta. În capul ăla, la fel. 523 în capul ăsta. 583 în cap partea alta. Cât? Asta are 5,23 latura asta. Așa. Alta are 5,83. Hai, latura pe partea alantă. Aha. E mai mare cu cât? 60 de centimetri. 60. Da, e bine. O să fie vizibil și la oi. Da, puțin. O idee. Și unghiul e diferit. Da. Bine, acum să le spunem la oameni că nu e cauza noastră. Nu, așa e proiectul, pentru că în partea cealaltă să... să fie mai sus, că priori să fie spațiu mai mare, da. Și aici este diferit. O să zică, domne, păi ce ați făcut acolo? Pentru cine nu știe, pe oameni buni, tot ce se întâmplă aici și zidurile și toate, astea sunt după proiect făcute, nu le... Este capul nostru făcut. Păi da.
Sunt unii, dar de ce nu faci asta? Dar de ce nu faci atâta? Dar de ce nu le ridici, nu știu? Bă, voi credeți că... Mă, dar de când lucrăm noi de atâta timp? Am zis că ăștia care comentează să argumenteze unul cu o lucrare făcută. Dom'le, uite la mine acasă cum fac eu, cum aș face, cum ar... Bă, din milioane de oameni care se uită, care noi să găsesc un număr. Da. În sensul, oamenii că sunt aia care comentează urât, la aia mă refer. La înjurături. Da, da, care înjură. Să le dea Dumnezeu multă, multă sănătate. Cu mă. Cu mă, da. Ne-i strâns să fim cu o brașnică. Păi sănătate cu mă. Pe majoritatea oricum, pe YouTube sunt oameni de nota 1 milion, pe Facebook sunt epave multe acolo. Aici am o comunitate foarte mișto pe YouTube. Tu nu, pe Facebook e multă lume, dar puțini oameni. Adică, acum fiecare înțelege ce vrea. Cred că a înțeles toată lumea. Da. Și m-am uitat în special oameni care sunt de vârsta, cel puțin la 2-a, 3-a, care au descoperit și tehnologia și comentează acolo. Că nu e nu știu ce căpriuri. Că... N-ai văzut că e să o luăm începând de la fier. A legat cu sârmă, suntem în Eviu Mediu. Trebuia pan. Băturăm scoave, suntem în Eviu Mediu. Băturăm pe ăștia noile, zi. Am o lapsus acum de tablele multicui. Nu sunt bune, că trebuia scoave din Eviu Mediu, înțelegi? Da. Deci... Dacă bași scoabe, nu sunt bune că acum crapă. Dacă a băgat tablă multicui, nu sunt bune că nu ține, trebuia scoabe. Acum... Nu s-a pus Domn Fărin vreodată. Și dacă puneam de alea, zicea, bă, tot mai bună era, mă, da, veche, da, mă. Da, da, exact. Și dacă o faci perfect să fie, zice, nu, parcă totuși trebuia de lantul. Mult când avem căpriori pus în coamă. Păi oameni buni, uitați-vă acolo, filmează Domnul la oameni acolo. Acolo de aia nu vine, pentru că noi avem zidurile exterioare, zidurile stânga-dreapta, care avem un fel de război. De aia n-am mai venit acolo așa praștia și căpriori. Cum venea aia pe mijloc, exact, nu? Exact, păi da. Ca să susțină căpriorii. Noi avem condulezi mizitele acolo. Lumea. Bine cu oamenii care a stat și-ar vizionat poate pe YouTube, că vede despre ce e vorba. Da. Dar pe Facebook să pun anumite clipuri ăștia scurte. Cam poate mergi. Bate-mă cu ea acolo. N-am ciocanul, mă, de-aia. Gata. Hai și prima scândură. Cere-l un nemitel. Ia-o să-l... Ia-o să-l... Ia-o să-l... Ce-a zis, mă, nemitelul? Cuiu, păi ori mai ai ciocan, e cuia acolo. Da, e că la mata nici macaroa nu poate să mai facă de-am. Nici arcul de la căruțe nu mai poate. Din ea? Da. O să Fărine, făceam praștie la casă. Băi, noi glumim cu mata, dacă am ajuns noi în anilu mata, ar fi bine pe tine. Acum putem să plătea la mea acum. Corect. Pune-mi bat. Trebuie să nu trecați în cizme, că te scalc din ele. Am și acum trebuie iar și ăștia dus la față. La oate ori pe toate. Micule. Și ăștia, unii trebuie mai ridicați, unii... Uite, pe acolo sunt câțiva care trebuie ridicați. Îi vezi? E sigur, dacă mergem acum și îi măsurăm, au mai puțin de 12. Au mai puțin de 12, poli, să vezi. Asta e, am măsurat, dar... Ce făcut, mă? Scăpă? Ai ridicat-o, a ridicat în sus, a? Păi s-a rotit. Nu legai destul de tare. Uite ce cât are. Uite, mă, dacă o vede ăla care a adus, îi dă Dumnezeu și astea multă sănătate. Pe de la 12, la 11, uite, nu știu. Cred că da. Înțelegi? Zici că i-a mai luat soarele, dar i-a luat soarele să duce un centimetru. Sunt și cu 12, aia care sunt mai sus sau 12. Mă, sunt vagabonți că i-am luat, i-am făcut, știi? Și fii atent aici. Avea... La ruletă, tabla, uite așa înduită, în partea asta, uh-huh. Uite șefule, 12 jumate, uite, el avea 12, dar un exemplu, știi?
Și ăla care avea 11, 11 jumate, îți dai seama, 9 jumate centimetri. Nu știu unde ai găsit mă ruleta aia. Ce panorame. Ce iau pe urma ta. Ce panorame de oameni. Îți dai seama. Uite, neamintea să pregătește de iarnă, mă. Au neamintele. Nu te grăbești iarna asta, că văd că te-ai apucat de lemne. Păi zic. Măcar să aștept aici să termin eu casa, să facem petrecere și după aia... Eu pregătesc lemnă. De grătar. De grătar. Niște electrozi, da, păi am. Face și țuică de electrozi dacă vrei. Ai băut vreodată țuică de electrozi? Știi, Nicule, că există? Da, da. Ai băut? Nu. Am auzit, dar nici n-am băut, nici n-am băut. Sau de aia de pufoaică? Pufoaică, da. Aia fac prin pușcărie ăștia. E, oameni buni, imediat s-a apucat băieții aici, o să tragă ăsta la drept și o să se apuce de pus scândura. Gata, domnule, și prima scândură. De partea asta, o parte este gata. Alea, bineînțeles, o să vină tăiate frumos, așa, acum se văd aiurea. Da, clar. Pune mai tine. O să zic ăștia că așa e. O să zic că oamenii că așa e. Două cuie de 10 o fi bine băgate la fiecare scândură, de 15, de fiecare căprior. Să ne spună profesioniștii. Să-i spună, domne, profesioniștii. Că la anul singur la intru, cred că nu mai apucăm mulți dintre ei. E crăpată, ui. Lasă-l mai bine, o tăiem acolo. Lasă-l un pic, așa știi cât și-l tăiem. La spatele tău, Marusei. Azi că într-o oră vine, a? Da, o oră. Hai să mai vin, că trebuie să facem treaba. O să și mâncăm, știi? Da. Din asta de aici, mai da lăsăm? Mai alegem, uite, pe la mărginea pe acolo, știi? Mm-hmm. Mai alegem din ea. Dacă ne ducem până în scară cu asta, eu zic că ne ajunge suficient și aia. Noi recuperăm cât de mult putem. Bine, ni să punem râsul. Da, ni să punem acum toate spărgurile toate. Da. Ce e bună, băgăm, ce nu. La foc. Sau la grătar, da? Dai seama câte grătare ia să vină ăla de acolo? Numai pe grătare, mi s-a luat de grătare. Mai sună cât un prieten, ai bă, la un grătar, mă, când au unul... Că ăștia ai mei nu știu să facă ceaoane, nu știu să facă... Păcat, domnule, e cel mai bun. Când o fi la interior, așa, pe timpul verii, luăm atunci o matină de asta mică. Da. Cu paștele, cu alea, facem. Facem una la tuci. Bine, adevărul că aia merge chiar și pe grătar. Nu da decât tot, și dată cu un pic de sare, știi? Atât de grătar. Da, da, da. Merge după aia vinul și berea. Mamă, mamă. La mine nu merge vinul cu berea, nu beau, dar la voi merge de prăpăt. M-ai apucat cu Ionica. Thank you.
Gata, a venit și lemnul. 2 metri. Așa, ușurel. Dacă, auzi? Dacă poți să o bagi așa, pe aici. Așa. Hai. Așa. Mai? Florine? Eu zic că e mai bine așa, ca să le dăm pe lateral. Și după aia vine trageți. Păi zicea să le ia, eu știu. Stai să vedem ce e ce flori. Stai așa. Basculează asta? Da. Păi de ce să le tragi lateral? Le tragi direct prin spate. Și le și duce direct, ca să nu mai stai să mai... Vrei mai în spate? Da. Să nu trebuie nimic aici în picioare. Uite, du-le, du cu spatele până în scara acolo. Merge, de o strâmer, de la o parte de acolo. Dă-le-mi, marzei. Da, și le iei direct de aici. Le iei direct de sus. Vreți să-l terminați pe ăsta? La 4 metri sunt, a? Păi nu știai că 2 trebuie? În partea asta, a? Mai adus, nu mai știu. Da. Nu, ăsta sunt nici acolo.
totul la acoperiș. Și ele astea deja uscate. Astea lungi de zile cât au stat pe aici și le-au stat și le-au stat. Hai, uite, stai după aceea. Și din ăștia se mai pierde, domn Florin? Nu se pierde nimic, a? Hai, zic să punem, să punem. Acolo nu trebuie să facem partea aia. Hai. Da, da, da. Nu uite aici, da. Tu mai pune aici, am uite ce ai. Dă-mă cu la mine, spune. Hai, până la mine acolo. Ia. Nu trebuie ce la mine. Nu trebuie ăsta. Acolo trebuie să facem curele astea. Noi când stăm cu ele futui în vâră, intransgrate, cu praf ăsta de noi și căzua. Nu vrea să-i fie scârbe. Dă un pistol de aer măcar când le tai. Dă-o să le stufă așa o țări. Scârbe. Dar înainte nu era așa. Înainte pe naul că te șucam, nu era bună. Da, da. Acum vine palet și... Ai de frate, le ia cu pistol. Ai de... Da, aia. Făceau ăștia, dădea cu ea acolo jos. Făcea... Acum, dacă nu știu ce stată, pare că e de pe plic. Ia uite. Ia uite ce e nu mai vii la
Da, ce mai pipi. Gata, domnule, și cu scândura. Am mai luat vreo 2 metri de scândură, că nu știu dacă ne ajunge. Și acum să apuce băieții să o bată. Sunt că este verde asta, dar n-ai de unde să iei dintre aia uscată. Aia, chiar dacă... Aia de sus de acolo, chiar dacă este din cofrat, aia e uscată. În schimb, la asta cred că o să cam rămână un pic spațiu. Dar dacă o bate bine, nu cred că mai rămâne. Asta este. Cu asta ne facem treaba. Sperăm că ajungi. Dacă nu, mai trebuie luat. Oricum o să mai trebuiască luați niște ștachezi dintre aia, de vine sus tabla pe ei. Așa că hai să mergem sus la băieți. Ia să vedem ce se întâmplă pe aici. Domn Florin, după asta încep să faci de aia nouă. De aici încoace. Prima dată să terminați la fața acolo. Ok. Îi dau să terminați partea aia prima dată. Nu dacă știu că se ajungă cazul. Gata, oameni buni, începem să băgăm dintre asta nouă. Acum altceva n-ai ce să mai bagi acum, băgând asta nouă, de aceleași bine vedem, mai trebuie câteva alea mai luăm. Rămasă vreo care să mai trească de la scândură, nu cu ștachiță, nu domne, nu așa de seara. Să o completăm atunci, nu? Da, da. Mm. Așa vorbim. Da, dacă o terminați pe asta care ați luat-o azi... E de nota 10. Ia uite ce bine vine asta. Dai seama și vezi? Căpriorii. Vezi, de aici, din jumătatea asta până în partea, vezi că nu pierde decât 2 cm. Da, altă treabă. Altă treabă. Și una e când leagă, de exemplu, uite că leagă un căpior, 2, 3, 4, 5, 6 căpiori leagă odată. Altă rezistență. Altă rezistență. Da. Când dacă pui din bucățele mici, ține decât pe ea, 2, 3. E, și merge altfel cu asta, ia, că e lată. Marin, Marin. Merge altfel, domne, că asta e lată. Păi de cui? Nu uite de ten. A dat la aia de jos. Așa, Nicule, să vină lipită, ca asta să mai... Să lărgește de la soare. Ia, mai ales că l-a lăsat pe Nicu unde e mai ușor. Da, da, o... Nu, Nicule? Da. Că pe mijloc acolo e mai ușor. Nu e. Hai, bă, marci! Marci de acolo! Marci, ia uite, tinte cu noi ele. Altfel de aici de sus. Altă treabă. Sunt grele, a? Pe aici mergi ca pe bulevard, n-ai nicio treabă. Mergi ca pe bulevard pe aici. A și trasat aici de unde tăiață. Ai trasat aici, a? Aha. E altceva cu asta nouă. E bine, dar așa, e bună că mai scutim niște bănuți dacă cu ea am început de la început, la început, păi de lucrării. Da? E păcat că o lăsăm. Hai, bă, pune mâna. Singurul lucru care e că e cam murdar. Dar stai, mai puțin, nu e mult. Oricum, e cu asta nou. Asta da. A lucrat naiba de la fundație. S-a tăiat, s-a făcut. Hai,
tatarlau aici. Ia să vă duc în spate aici să vă arăt așa să vedeți cam cât tatarlau este. Și încă nu sunt în spate. Ia uitați-vă cât am mai... adevărată tarla. Ia uitați-vă, uite să vede cel mai bine zona. Bă, ia uite. Când urc eren, acum știi că făcăm pariu. Am unde și am câștigat o bicicletă. Gata, ia să vedem ce zici. Acum am pescărie. Aha. Eren a făcut pariu cu Florin. Că nu pierde din scândru, știi, vezi ce zici? Da. Dar îi se dăm bicicletă. Ia să vedem cu reacție mea. Dar unde e? L-a spălat acolo, nu? Nu e, nu e, spală masă. Ia să vedem ce face. Să vedem ce face Elena. Ia uitați unde. Pisicu. Pisicu. Ce face acolo? Ce face acolo? Auzi? Am pierdut un pariu cu Florin. Și trebuie să-i dau o bicicletă. Am zis că n-ajunge scândură. Și... ia auzi Florine ce zice. Elena, cică bicicletele sunt ale ei. Păi știu, dar acum dacă vă curăm pariu și eu îl câștigai, eu sper să te ții de cuvânt. Ce ai zis? Păi știu, dar a făcut pariu cu mine. Păi nu, dar sa mele, trebuia să facă pariu cu mine, dar nu e a mea. Păi zis că nu-i a grea lui. Nu e a mea. Deci eu acum nu câștig nimic, nu că câștigai bani. Nu am înțeles. Trage cu casa, vezi? E, încă puțin și se acoperă și partea asta. Câte scânduri intră pe... Douăzeci și cinci. Adică două rânduri e un metru. Uh-huh. Metru. Nu ți ajunge. Sperăm că se vedem mai bine pe cumva când cum adere ștachez, nu? Da. Și nevoie, dacă e luni, mai completăm acum. Oricum, se așează mult mai bine asta și mult mai drept. Dacă te uiți la scândurile ăștia, sunt așa cu coricoteuri, dar sunt ele corfite, sunt trase, au unghiile, asta unghiile, scuze. Unghiu. Unde e mai groasă, unde e mai subțire, unde e mai... Dar n-are nicio treabă, tot o scos la drept. O să scoate pentru că vine, mai vine încă două rânduri ăștia. Uite cum apare, vezi bun cum apare. Galbenă. Dar cu bănuțe, linie. Că pătune între ele, nu? Nu așa e scândura toată mâna, toată lumea, nu mă dă, nu mă dă. Un centimetru rămâne luft. E bine că e acoperișul aia. Și ce crezi că în partea asta dacă nu ia? Mulți nu pun lipitele una lângă alta. Lasă cam un centimetru distanță în genul. De ce nu știu. Să circule aerul. Merg mai bine. Dar nici nu-l lasă ei, mă, cu oricum să usucă ea. Nu, am văzut la unde s-au ispre. Da? E pe care cu învățat să lucreze. Este altă mâncare de pește. A, oricum, vezi că ziceai că e posibil să mai să las. Uite cum ești. Am urs aproape 100 de kilograme. Nu să... o unghiu care... Și nu avea tabla aia. Aia are o tonă toată pe tot acoperișul. Da. Ia scândură-l.
Nu ești găuzar de găuzar, nu ești de lucru. Nicule. Ai cât un stată șapte. Nu, e șuncă de aia proaspătă. Bă, dar chiar e bună șunca aia. E bună, bună. Mai bine, dai cu ceapă. Bine treamă, mor de ele. Și ele-s bune. Zacusca e. Ca aș bă, zacuscă. Am mâncat. Bucare, tată, să vii la Cluj, dar vine-te. Ce bă? Vine-te. După ce te-ai săturat, a? Ai băgat îngreșeminte la ele. Băi, dacă mâncași ca pe cal un burcan, ce mai mâncași de acolo, e automat cât e? Hai, mâncă-și o văliuță, două. Nu mai s-au cuscă. Aia, vezi? Păi vezi? Dacă n-ai mai mâncat? Dacă mâncași ca pe cal. Păi vezi? Dacă Nicu a băut... Dă-și tu scândura mai încolo. Păi ce treabă are Nicu ca pe cal? Noapte cu cuscă ta. Păi da. Baru, prinde asta. Tu faci ce faci, îl bași pe Nicu. Nicu la înaintare. Nicu e peste tot. Da. Ia auzi, mă, Marius, ai auzit ce ți-a zis? Ai auzit, mă? Ai auzit ce ți-a zis? Că ci că tu porți kilos cu oață. Da, iau băiatele, la pașcă. Ia cu oață. Ia cu oață. Ia cu oață. Nu că tot pe tine de mare, Marius. Așa, mă, să fie. Nu, 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 gata și ultima, ultima scândură de aici. Și acum unde partea aia, a? Mai mergem în față, că avem scândură pusă pe partea dreaptă, punctul aici. Pe aia care o punem în față, punem deja, știi? Aha. Câți căpriori cuprinde asta? 5. Nicule, ne trebuie circularul, Nicule. Deci înseamnă că vine până aici. Da, până aici. Până aici. Da. Vezi? Se taie de cât foarte puțin. Nu mă rog să dacă e dreaptă... Aia se pune la 70, știi? Mhm. La unul... O fi de la unul la care e știi cum face, face domnul tău. Eu și donez la cineva. Iau. O iau de la tine. Îi donez la cineva. Eu donează lui Nicu. Mă, dacă nu din câștigul care le-a pe ea, nu-ți mă, jumate. Bă, dar v-ați făcut membri acum, ce mai, gata, puteți să o câștigați. Da, ne-am abonat, am pus bani acolo. Păi, mâine, păi mâine trag la sort și vezi că ai câștigat-o. Nu? Eu zic să te faci membru de pe mai multe bani, ca să ai mai multe șanse. Am făcut, zi, zi, mai multe. Ai trei? Păi da. Îi face și lui Nicu, și lui Ionica, și Marius. Facem la toți. Eu nu mă fac. Cu Marius sunt trei cafele. Și poți să câștigi bicicleta. Păi da? Parcă vezi că o câștigă Nicu și mai au una. De ce strică tu? Dar nu dai mie ce să mai. Una da, hai. Ce faci cu două? Dai pani pe aia. Oameni buni, mai este partea asta pe față aici ce și... Și gata. Și gata. Aici o să vină să facă după aceea, să le taie frumos așa cu circularul, cu oamele astea. E bine, la tombul ăla? Let's
flame alongside connector. Boom, you already know. Bullets up selector. Me wanna see everybody and wave the hands in the air. Five shatters up back in a bullet back, but they don't yell them. We are give it to them, right? Yeah, you're a sweet girl, and you're looking so good in the sunrise, like a black pearl. Why you looking so good in the moonlight? Come to me, girl. Well, I'll be waiting for you from a long time. Don't be shy, girl. Wind your waist, cause you're looking so fine. Ce a fost mult, a trecut. Încă puțin, încă puțin și gata. Mai o jumătate de metru aici, un metru și gata. Apucă băieții de partea cealaltă. De-abia aștept să vedem cum vine aici acoperit tot. Deja s-a făcut umbră în interior. Și ultima, sau mai vine una? Aici mai vine un tref. E, mai de completat și aici. Azi le luați ultima dată. Ultima dată. Tăieturi și toți dracii. Deja s-a făcut. Deja s-a făcut întuneric pe aici. Ia uitați. Da? Adevărat șantier. Man. Prinde formă, oameni buni. Totul prinde formă. Când visele prind formă. Contur. Logică. Parcă mai ieri turnam jos fundația. Așa se vede de aici, de la porți. Mamă, cât de mare pare, cât de șmecheră pare. Doamne. Deci v-am zis ceva mai devreme, parcă acum câteva luni ne-am apucat de fundații. Și acum să vezi așa în picioare, e ceva wow. Tu ce faci, puțoace? Ce faci? Stai, a? Da. A, și nu uitați, oameni buni, nu uitați, dacă vă faceți membri, membru cu 10 lei, o puteți câștiga pe asta neagră, cu 50 de lei o puteți câștiga pe asta, care costă, aia costă 900, asta 1200 de euro, deci efectiv cu 10 lei sau 50 de lei, adică pe asta o puteți câștiga cu 10 lei, dacă vă faceți membru, și pe asta cu 50 de lei, asta fiind 1200, aia fiind 900. Deci, și poate vă mai aducem una de aia mare săptămâna. Aia la 1500 și o punem la abonamentul de 125 de. Da, deci dacă vă faceți abonamentul ăla de 1 milion și un pic cât este, o puteți câștiga chiar pe aia mare în momentul în care se fac 450 de membri. O să vă țin la curent tot timpul, o să vă arăt. Până acum nu știu exact că sunt. Mai scădem? Până acum, nu mai scădem, 450 e suficient. Nu. Până acum sunt vreo în afară, zic, după vlogul de data trecută, sunt vreo 7 membri. După primul vlog. Vreo 7 membri, da. Așa că, simplu, unde scrie acolo, alătură-te, intrați și puteți câștigați o bicicletă. Și a mai venit o mașină, domne, aici. Haideți să vedem ce mai vine și de data asta. Șefule, dă-i așa. Dă-i că zic eu cât. Dă-i.
Dă-i, 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 dă-i. O scoatem prin spate, nu? Dă-i. Hai, mai. Hai să scoatem aici tocătoarea. Ce mă, șefule, e grea așa? Salut! E grea așa? Este, a? Mă, dar ce miroasă așa, mă, dar i-ați dat în gură, dar i-ați rupt-o. Miroasa... Mamă, cât e. Asta e, ne-a trimis-o din Ucraina, e un fel de rachetă. Da? Da. Încălziți, lea? Faceți casa și pe aia vă încălziți? Nu e grea. E cam grea, dar e de mâncă sau... Nu e, trebuie să o lăsăm așa. Așa trebuie? Da, așa trebuie să o iau să o filmez. Trebuie să le fac reclamă la ea și trebuie să fie exact așa cum e. Hai, băieți! Băieți, hai 2 minute până jos. Exact așa trebuie luată, că le fac video pentru YouTube și trebuie să le fac prezentare la ea, știi? Și după aia dacă am desigilat-o, nu are nicio treabă. Nu este fum de acolo? Bă, dar i-ați dat în gură, dar ați rupt-o, a? Ia. Dar miroase, ce ai? Dacă dai, vezi că poți să rămâi cu ea în drum. A, păi, dar le lași pe toate, fă că mai ai un colet în spate acolo, nu? A, păi lasă-le toate, așa nu te mai duci, dacă... Mamă, dar ce miroase! Mă, dacă n-a luat foc, mare minune! Dar de unde ați venit cu ea? La Slatina. La Slatina? Așa, oameni buni, că nu o să vă zic ce este aici, dacă nu le-am zis deja, nu le-am zis. Dar o să vedeți în vlogul viitor ce este aici. Este foarte fragil, dar o să vedeți în vlogul viitor. E ceva foarte mare. Ia lăsați-mi în comentarii ce credeți că ar fi aici. Cine ghicește ce este aici, înseamnă că chiar are imaginație. Când dai bicicleta, când te întrerupi, zici pe vlog când dai bicicleta? A câștigat-o sau? Vorbește cu șefa. Pe parcă așa zis, n-au zis așa pe vlog? Băieți, voi n-au zis, mă, că dau o bicicletă mie, nu? N-au zis nimic. Păi uite, și băieții ăștia, poate. Auzi, uite, auzi. Bă, băieți, dacă vreți să câștigați o bicicletă, trebuie să intrați la Ionuț Ghiță pe YouTube, vedeți că sunt vreo 200 și ceva de mii de oameni pe YouTube, aproape 1 milion pe Facebook și vedeți bicicletele alea, astea electrice. Trebuie să intrați să vă faceți membru acolo. Dacă tot ați intrat în curte, nu mai plecați până nu vă faceți membru. Chiar așa facem. Așa, tată, e 10 lei. Hai. 10 lei și tu ești așa că zici o bicicletă. Da. Mie nu mi-e neagră, că neagră mi-a dat-o mie neagră. Nu, cu 10 lei. Gata. Hai. Păi e cam greu. Hai să încercăm să-l tragem așa. Ce facem, băgăm un pătrat de la cineva? O țavă, ce, două țevi. Ia două un pătrat de la domnul Marius. Ia varicule, nu de la fior tăla. Dacă nu ia levierul ăla, ui. Hă, dar iau, dacă iau două țevi dintre ele, uite aici, uite aici, țevi, ia. Ia vină încoa. Uite, țevi sunt exact ca astea de la Foișor. Mariuse, cred că trebuie să stăm, alegi un pic. Ha? Mai dau una? Nu e bună, e mică, e scumpă. E scumpă? La o altă atunci. Dacă vrei, dau lungi, așa. Hai că ai făcut. Ia uite ce a făcut aici, ia. Ia du. Și-a rupt tricou? Da. Lasă că-i dăm eu altul. I-am spus că să nu se mai ducă la sală, el trage mereu la sală. Nu așa, mai bine. Tragem de ea. Trageți de ea, mă, tragi-o de la mai spate. Mamă, ce bine, ce băga să avea acolo. Ufă, asta are 200 ghile. Ia uite, uite, pun eu mâna, uite, da? Bă, dar de ce n-ați luat, mă, voi o mașină de aia care e cu macara? Ia, ascultă-mă, să punem aici să coboară așa. Păi du-te a două pătate de gol. Păi da, păi da, pe țăp de ce mai pune bine. Pune pe asta aici, pe țăp. Pe asta, pe asta. Nu se rupe, nu se rupe. Nu, hai să punem aici, să venim cu ea tărâși. Și să vină pe căpriori, așa? Da. Hai să dăm mai spate, mai zi. Păi uite-o căpriori aici, Ionică. Mai scurt. A, mai scurt, da. Ca au și mai multă susținere.
Hai să dăm mai încoace toți de până vine Nicu. Hai să vedem dacă se... Hai, să mai vină. Stai așa, Elena. Ia, treci aici. Treci aici, să ajungi și o băieță ăștia că e grea asta. Da, bă, da, aia să. Hai să vedem dacă știe cineva ce este aici. Păi l-ai zis deja, nu l-ai zis? Nu l-ai zis? Nu, a zis că e o rachetă. Hai. Haide. Tu ai fost forța mare. Uite că te recomand la bomba asta să... O deponezi de la distanță. Să aibă grijă Putin ce face, că e vedea. Să aibă grijă Putin ce face. Și o serie de buletin o să ne recunoască. Ți-o dat și pe aia, imediat. Gata. Lăsați-mi în comentarii ce credeți că este în racheta aia acolo. Și ultima parte care vine exact aici. Ce zici, domn Florin? Ce este? Scria cineva un comentariu că de ce am mai pus scândură și trebuia să punem USB direct. Ce părere ai? Ia să pune eu ce părere ai cu mine. Ce părere ai să? Și îl poate el în cap. Exact cum spuseai mai devreme. Multă lume puțin oameni. Agri pe care așa de gândirea. E ca și cum ți-ai dat cu ruși peste jeg. Eu zic o dată să ne luăm și după ei. Dar nu acum, după ce terminăm casă. Dacă vrei nebutelor, dar e pe cheltuia la mea. Păi asta voiam să zic acum, nu acum, după ce terminăm casă. Așa, da. Ia-ntorce-i invers, întorce-i invers, mă stai. Și aici mai vine continuare, a?
He, și ușor, ușor ne apropiem de final și pe partea asta. N-am mai avut scândura, bătut dintre aia veche acolo. Cred că nu focalizează asta. Și o să mai vin aici, pe partea asta. Completare iar. Adică de aici. Asta este, băgăm și pe aia veche că n-are nicio treabă. Că până la urmă vine tablă peste, n-are nimica. Nu trebuie neapărat să fie toată nouă. Așa că lăsați-mi aici în comentarii și voi părerea voastră. Băieții deja și-au apucat să strângă sculele pe aici. Să fac un pic de ordine pe acolo prin camere ca să aibă front de lucru. Așa că hai să mergem jos. Deja se întunecă, ușor, ușor se cam întunecă. Hai să mergem pe sus. Mamă, deja s-a întunecat aici. Ia să vedeți ce, cum o să se facă, o să se facă când o să se usuce asta. Ești pe aici, băieți, s-au apucat să facă un pic de ordine. Nu? Ia să vedem ce se întâmplă pe aici. Marius e cu curățenia pe aici. Așa. Bă, da, câte ăstea au rămas pe aici. Lemne de foc acum. Lemne de foc. Grămadă lemne. Și în față și aici. Lemne nene aici, nu joacă. Sunt lemne aici. Numai din ce e la casă aici, cred că se ard vreo 3 ierni. E, și de-abia de luni încolo să termine cu toți combinările, cu toate astea aici. O să vină cu folia și pe marți, pe miercuri, săptămâna cealaltă, că azi e vineri când filmăm noi, deci o să trebuie să plecăm și noi la București, să luăm și noi o pauză de 2 zile, după care venim la acoperiș. Dar bineînțeles, voi o să vedeți marța, joia și duminica, o să aveți vlog ca de fiecare dată. Așa, și aici s-a închis, domne, și aici e umbra acum, e este altă treabă. Da? Asta e ce trebuie. Cum să nu? Prosopul e la loc de cinste acolo. Asta chiar ia, lăsați-mi când se va da jos. Se pune tabla, nu? Voi, uitați-vă și voi câte lemne au rămas. Bine, o să mai trească data viitoare să mai ia din ștacheța de acolo ce mai trebuie. Și ușor, ușor, cam gata. Uite capul meu, câte lemne și câte șipci și câte... Câte astea. Să vedem. Marius, îți dau mătura? Nu știu. Bagi mătura aici? Da? Îți dau mătura? Mai am, toată nu știu. A, după aia, a? Bă, dacă te sunt, voi... Caplamare, gârlă. Păi știi ce astea nu mai trebuie, a? Nu că. Nu mai trebuie decât unele de 70 de gust până sus. Acolo, păi poate ia din astea după aici, din ăștia, să stai seama, de aici, mă. Da, domne. Prinde totul formă, viață. Data viitoare când venim trebuie să mai am un băiat să mă ajute aici. Să facem ordine, ordine, ordine peste... Peste tot pe aici, să luăm paleția de acolo. După ce iei ștacheța aia, să vedem cum asta, să le cărăm toate astea în grădină. Asta ar fi bine să le, să le iau, să le acopăr cumva, să... Astea sunt bune, sunt bune de grătar, sunt bune de foc, sunt bune de orice. O să trebuiască decofrat și scara asta pe aici.
mai sunt lucruri de făcut, deci săptămâna viitoare nu știu cât va mai dura, dar săptămâna viitoare cred că finalizăm. Maxim o săptămână o să mai dureze la tot. Maxim, nu știu. Adică în două, trei vloguri o să vedeți totul la gata. Așa că o să las băieții pe aici să-și facă treaba, să facă curățenie și o să vă arăt. O să vă arăt după ce termină băieții aici de aranjat. Mai facem un tur aici ca să pună ce și ce la punct, ca să aibă loc să se miște pe aici. Și acum hai să vedem cum se vede și de jos de aici. Ia. Prinde formă. Puțin câte puțin, așa. De luni încolo va prinde mai bine. Și mai bine. Pe zi ce trece. Adică puțin și gata. Tu cât crezi că mai durează așa tot? Maxim joia. Maxim joia? Și voi nu uitați, lăsați-mi ce credeți că este aici în coletul ăsta. Hai să vedem dacă se pricepe cineva. Sau dacă are idee ce este aici. Lăsați-mi în comentarii, chiar sunt curios să vedem ce părere aveți că o să fie aici. Așa că o să ne apucăm și noi să strângem bagajul. Elena trebuie să stai sus acolo, strânge bagajul. Și o să mai stăm de vorbă în drum spre București, pentru că ne aducem și noi pe acasă, că mai ne odihnim și noi o zi, două. Și ne auzim de pe drum. Cred că deja cam strâns și avea de strâns. Mai ai? Da. Pentru faci bagajul, nu? Da. Și mai ai? Mai am 10 lire. A, bun. Ce? Te întrebăm. Să se iau pasta neagră. Da. Tu știi ceva? Nu, i-a zis doar markerele azi. Markerul neagră acum? Markerul negru. Bă, dar de ce nu filmai? Markerul negru. De ce nu filmai, bă, înainte? Așa că, oameni buni, nu uitați de... Pentru bicicleta aia trebuie să te faci membru, pentru asta trebuie să te faci membru. Membru 10 lei, 50 de lei. Toată lumea. Deci eu fac propagandă galonă, da, da. Toată lumea se bate pe biciclete aici, așa că dacă vreți bicicletă, alătură-te și puteți să câștigați o bicicletă. Așa că noi ne vedem pe drum când suntem spre Bucarest. Gata, ne-am pus și noi în cele din urmă la drum. S-au făcut multe săptămâni asta. Bine, nu știu, voi cred că ați cam pierdut ordinea, de la noi este vineri. Voi o să vedeți vlogul ăsta probabil, nu știu, marțea. Cred. Dacă nu cred e că duminică. Cred că dacă nu e marțea, este joia, dacă nu e joia, este duminica. Că o să-l vedeți voi când, da? Și a fost o săptămână plină, o săptămână în care am și filmat pentru voi foarte mult. Ziua și vlogul, deci un vlog se face de dimineață de la 8 până seara la 6, cred că. Păi atunci se filmează și după aia se editează. Bineînțeles. Dar ce cum ți s-a părut săptămâna asta? Mai săptămâna frumoasă. La fel ca toate celelalte. Te gândeai tu vreodată până acum că parcă mai ieri am turnat fundație. Păi eu ți-am zis că la noi chiar am mers repede spre deosebire de alte case. Că noi mereu când mergem la București vedem case în construcție. Da, și sunt la fel. Și sunt în același stadiu, știi, lăsate așa de izbele, știi, anul ăsta punem, anul ăsta facem placa, anul, la anul mai zidim, la anul punem acoperișul și tot așa. Și la noi în 3 luni sau cât au? La noi, dacă ei sunt masiv așa, în afară de ce au mai făcut noi pauze, au mai fost ei la alte lucrări? Păi da, dar gen fără pauze, adunat, pentru că am stat odată 2 săptămâni la fundație. Am început pe 7 sau 8 mai, am început, imediat după Paște. Mai, iunie, iulie, iulie, august, septembrie, 4 luni. Dar noi 3 săptămâni am așteptat la placă, 2 săptămâni am așteptat la fundații, deci direct o lună, pa, deci 3 luni, aproape 3 luni. O lună jumate cu așteptările astea pe la ce am făcut noi, da. Cam atâta, o lună jumate din 4 luni. Îi punem aproape 3 luni. Zii 3 luni, da. Ce să mai una peste alta, 3 luni, că mai sunt câteva zile acum de făcut. Da. Zic că maxim 3 luni, în 3 luni să...
acoperit, deci nu, 3 luni fix, cam așa. Gen săptămâna, de luni până vineri, fără weekenduri. Da, azi am făcut și calculele exact să vedem că am câți metri utili o să ne rămână. O să ne rămână fix vreo 300 de metri utili. Tu când te întrebau, le ziceai 160, 180, dar tu ziceai de etaj. Eu mă refer decât la parter. Păi oamenii te întrebau în total. Deci în total oameni buni, în total sunt vreo 340 și o să rămână vreo 300 utile, adică la gata. Ce se mai ia, ce se mai pune prin casă, ce se mai face, ce se mai filisează, ce se mai ia din pereți, din tavan, din alea, cam atât o să rămână 300 de metri în cap și în picioare. Mamă, ce vrei face din telefonul de la faci drum? Încearcă să drum! Să ai și tu un pic de... Păi, dar țicot tu pe telefon acolo și pe picior, că te doare mâna. Că păi, dacă e telefonul ține, greu. Dar e telefonul greu, are 100 da. De grame. Păi, deci, pentru mânuța mea... Oameni buni, una peste alta, ce să zic? Concluzia este că... Mai sunt 3 zile. Nu, mai sunt vreo 4. Dacă plouă marți. Nu, am atâta, o să mai dureze. Așa a zis Florin? Da, vreo 4 zile o să mai dureze, cel poate... mai intervine ceva și o să fie chiar 5. Păi tot e puțin. Dar gândiți-vă că mult a fost, puțin a rămas. Mi-am pierdut ideea, nu mai știu ce ai improvizat. Am improvizat așa la secundă. Nu, mă gândeam că totuși am mers repede. Am mers, ce să zic, și mulți, sunt foarte mulți care... Ia, dar chiar lăsați-mi în comentarii, dacă v-ați uitat până la minutul ăsta, scrieți acolo. M-am uitat până la minutul, vedeți și voi care este, că nu pot să văd exact. Mulți mă întreabă în comentarii și văd comentarii din ce în ce mai multe, cât m-a costat până acum. Bă, nu pot să vă fac un preț așa, dar vă dau o sumă, că mai avem câteva zile, să dau o sumă. Am vorbit că faci un video special pentru membrii. Da. Cine vrea să afle cât a costat casa, dar nu casa așa, băi, am dat nu știu cât pe casă, nu. Avem notat cât am dat pe lemn, cât am dat pe ciment, cât am dat pe cui, cât am dat pe orice vreți. Ce n-am, pus, n-am pus drumurile, motorin, drumuri, mâncare. Mâncare asta nu am pus, nu. Toate materialele sunt notate câți bani am dat. Muncitorii știm câți bani le-am dat și așa mai departe. Inclusiv pe tiruri, pe buldo închiriat, da. Pe tot am notat. Și o să facem un vlog cu toate prețurile astea. Dacă vreți să aflați, dacă vreți să vă faceți casă și vreți să aflați cam cât o să vă ducă, să vă faceți o idee, este 10 lei. Deci numele vlogului ăsta va fi cât mai costă o casă în 2024. Da. Și este 10 lei să te faci membri pentru a vedea acest vlog. Și pe lângă asta puteți să câștigați bicicletele, nu uitați de biciclete. Da, aia neagră pe care o vrea Florin. Tu stai da, când taie, o... bătaie pe aia când o, să, când o să o câștigi cineva și o să vină să o ia și Florin acolo, cred că o să plângă Florin. Singura condiție este să, nu știu, să găsim o soluție. Dacă este foarte departe, o să o trimitem prin curier. Dar singura condiție este să ne facă un video după ce a primit-o. Da. Dacă este de aproape de aici, chiar îl așteptăm personal să vină să o ridice. Te și cunoaște, vede da. Și casa, să o zic cu noi. Vede și casa, vede despre ce e vorba, vede că totul e pe bune, nu este nimic regizat. Și vreau să vă mai zic ceva. Am zis 450 de membri. Noi vrem neapărat să dăm bicicleta. Da. Și ca să aveți șanse mai mari. Facem așa? Da. De la 450 de membri, să rămână 250 de membri, mai puțin, dar atât nu se mai poate. Da, 250 de metri. De metri. De metri. 250 de membri și dăm bicicleta, oameni buni. Nu mai nu erau par... mulți, adică 500 erau mulți. Apoi am scăzut la 450. Tot mulți mi se păreau. Adică am scăzut ca voi chiar să aveți șanse din da. 5 mai mari. Știți, cu cât scade numărul, cu atât cresc șansele. Deci 250 de oameni, din 250 de oameni, unul o să câștige da. O bicicletă. Și clar. Dă-i încolo că să fac 250 de oameni, păi tu ai 217.000. Nu-i nici, nu știu, 214.000. Procent foarte mic. Nu știu de ce ai 217.000 aici, dar sunt 214.000. Cred că atât ai pe TikTok. Spre 215.000 sunt.
pe TikTok, nu știu, că am aproape de 280.000 pe TikTok. Atunci nu știu de unde a scos Snapchat-urile. Pe pagina de Facebook suntem aproape, ne apropiem de 900.000 de oameni. Pe milioane apropiem, ce să mai una peste alta, ca anul ăsta cred că ne strângem un milion. A, și încă ceva. O să mai pună Elena odată pagina de Facebook aici și știu că mă înjură la edit. Dar pe Facebook mai avem foarte puțin și facem un milion, un milion de abonați. Și ce vreau să vă spun și ce este cel mai important este că pe Facebook vedeți tot în timp real. Deci tot ce se filmează se întâmplă în timp real. Cum am filmat la casă ceva, pun pe pagina de Facebook. Adică deci, dacă azi punem tabla, azi vedeți că am pus tabla pe YouTube, vedeți peste două zile. Nu, cred că peste o săptămână vedeți. Depinde în funcție de, de cantitatea de doar filmări. Doar că pe Facebook sunt videouri scurte, iar pe YouTube sunt mai detaliate. Sunt foarte detaliate pe YouTube. Pe YouTube este vlogul de o oră, deci aveți timp să vedeți tot, efectiv tot. Eu cred că după ce se uită la vlogurile tale, învață singur să-și facă casă. Știi cum ne uităm noi la tutoriale de YouTube să facem diferite chestii? Așa se uită și el la tutoriale de făcut case. Da, am învățat, am învățat de când ne-am apucat de casă și de astea. Am învățat. Păi vrei, nu vrei? Și gândiți-vă că anul ăsta, nu promit nimic, dar vrem să facem și electric. Eventual dacă mai facem și tot ce ține de, de asta zi. De sanitar? De sanitar înseamnă că suntem... Păi și încălzirea când se face? Aia se face atunci când se apucă de interioare și de ele. Bine, poți să o faci și de acum, dar n-are șapele și ele le faci atunci, nu le dă anul ăsta. Oricum, de, eu zic că este mai mult decât suficient. Dacă am apucat de am turnat, am turnat, am făcut electric, este suficient pe anul ăsta. Și așa, am băgat la bani de nesărit capacele acolo, o să vedeți în vlogul ăla special pentru membrii. Pentru că acolo o să vedeți lucrurile mult mai altfel. Și vă arătăm și casa cum o să arate. Și o să vă arătăm ce nu vreau eu și voi mă jurați că eu nu vreau să vă arăt. Păi eu nu vreau să vă arăt. Să fie o surpriză, să fie o surpriză. Da, și o să vadă doar oamenii care participă la casă, pentru că practic participă, nu? Da, eu o mână de ajutor acolo, 10 lei. Păi da. 10 lei, acolo e o cărămidă, o cărămidă cât 8 lei, 10 lei. Da. Deci... Deci hai să punem mâna de la mână. Hai să punem mâna, o să zic că este acum. Să luăm câte o cărămidă. Hai să rămâi, ce are pe ciclate? Nu, glumesc. Le dau efectiv, le dau... Să nu le dau gratis, mi se pare normal, da. Măcar să se facă... Man. Să nu le vinzi, da. Că poți să faci o bucurie la cineva care chiar nu-și permite, știi? Exact. Decât să dea 25 milioane sau 50 milioane pe bicicletă, așa dă 10 lei sau 50 de lei, știi? 10 lei sau 50 de lei, cred că își permite oricine. Da, asta da. Sau ăștia care se mai, se mai cu bani, poate să... Băi, am văzut că scriau mulți că și-au făcut de pe mai multe conturi, gen... Am văzut și soțul a făcut și din contul soției și al copiilor și 4-5 ca să crească șansele, știi? Da, 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 da. Când tot în familie rămâne. Băi, eu zic că cu 10 lei sau 50 de lei să câștigi o bicicletă care costă 1000 și ceva de euro, mi se pare super puțin. Efectiv, acum, efectiv. E cadou, e... Da. Dar acum mai este și de noroc. Acum, dacă sunteți norocoși, puteți să câștigați. Da, da. Tu oricum o să faci în fiecare lună chestia asta. Adică dacă nu câștigă luna asta, mai au șanse luna viitoare. Bineînțeles, până se fac 250 de membri. Când s-au făcut 250 de membri. Nu, dar și luna asta, dacă dai, s-au făcut 250 și o dai pe aia neagră, de exemplu, știi, rămâne aia portocalie și mai adaugi una, știi, și până le dai pe toate. Da. Ai vreo 6 sau 7, nu? De 6 sau 7 luni o să dăm biciclete. Aveți 6 sau 7 șanse. Exact. Nu mai lălăim, oameni buni, trebuie să închidem și noi vlogul ăsta, că deja suntem la drum. Mulți o să ziceți că de ce nu purtați șerturi, acum intru în oraș, acum o să nu pun centura, știu că nu este ok, vă sfătuiesc pe toți să nu faceți ca mine și să purtați șerturile. O să trebuiască să mă duc să plătesc lemnul, pentru că n-am avut azi timp să plătesc lemnul. Mă duc să scot niște cash și ne vedem imediat, ne vedem cu noi vloguri. Bine, că voi nu o să simțiți lipsa, voi o să vedeți vloguri din în două zile, cum v-am obișnuit. Două zile, marțea, joia și duminica. Vă pupăm și vă dorim o seară frumoasă tuturor de aici, de la Caracal. La revedere!